Salutare, ne vedem astăzi pentru un nou review. Este vorba despre un model de la Xiaomi, mai exact Mix Flip, pe care l-am folosit timp de o săptămână, zi de zi, ca să pot să-mi fac o idee mai clară despre acest model. Eu oricum folosesc un Xiaomi 14, în mod uzual, la mine permanent. Așa că mi-a fost destul de ușor să comunic cu acest mix flip pentru că este foarte, foarte aproape de Xiaomi 14 pe care l-am și eu. Atât din punct de vedere al specificațiilor tehnice, cât și al camerelor, însă cu un design diferit. De asta astăzi vreau să vă spun câteva aspecte pe care eu le-am analizat în această săptămână de utilizare ca să vă faceți și voi o idee. Stați cu mine până la final pentru că vreau să punctez câteva lucruri destul de interesante sau, mă rog, Importante din punctul meu de vedere, pe care le-am sesizat în toată această perioadă. Dar am nevoie de voi să apăsați butonul de subscribe și butonul de like ca să putem să ajungem cu videoclipul ăsta și la alți oameni care poate caută informații cu privire la acest model, pentru că, de ce nu? E un model destul de interesant, are un design destul de, destul de diferit și e o abordare un pic mai nostalgică, să zic așa, de la telefoanele cu clapeta, cândva de mult apuse, dar care aduc și tehnologia la pachet, într-un mic device pliabil. Așa că hai să vedem ce anume ne oferă acest model. Am să vă spun pe scurt câteva lucruri și vă spun și percepția mea în ultimele, din ultimele șapte zile. Așa cum vă ziceam și mai devreme, o să începem cu partea de design și primul lucru care mi-a atras atenția la acest telefon, mă rog, o să atrag atenția tuturor care au în plan să nu știu, să vadă acest telefon sau să și îl achiziționeze, este vorba despre acest display, care este displayul exterior. Xiaomi Flip are un aspect destul de elegant și vine, este disponibil în culorile negru, alb, mi se pare și mov. Eu am ales culoarea mov, îl am la îl am în teste pe pe mov. Are o textură mată și plăcut așa la atingere, Sper să și reziste la zgârieturi, eu am folosit o husă pe care a avut-o în pachet. Telefonul este compact și foarte plăcut la utilizare. Foarte frumos finisajul ăsta, nu e voluminos, iar balama a funcționează foarte bine, foarte fluid, n am avut niciun fel de problemă cu privire la modul de deschidere sau vreo, vreun impediment la, nu știu, să zici că merge mai greu sau chestia genul ăsta Balamaua e un test suprem pentru genul ăsta de telefoane Pentru că cu Balamaua asta, îl vei putea folosi toată, toată perioada lui de utilizare Și dacă nu merge, nu e, nu e în regulă Însă la modelul ăsta n-am avut niciun fel de probleme Telefonul, v-am zis, este compact Deschiderea și închiderea sunt destul de fluide Iar construcția pare destul de robust Așa șasiul ăsta, să zic așa, pare destul de robust Dar cu un design foarte plăcut Partea din față, cum v-am zis, are un display de 3 inci. Ăsta este displayul și suficient de mare încât să poți vedea notificările cele mai importante, apelurile și chiar să faci selfie-uri fără să deschizi telefonul. Cam așa arată, se și deschide, adică se deschide instant cu modul de Face ID activat și poți activa și camera, ai cele mai importante notificări. Aici pe butonul ăsta există și amprentă și iarăși ajută foarte mult. Acum dacă trecem la display-ul principal, displayul principal este ăsta de aici, care este un ecran AMOLED de 6.9 inch cu o rezoluție Full HD, evident ar trebui să-l și aprind ca să putem să avem o percepție mai clară, o rezoluție Full HD, plus chiar Crystal Res, și cu o rată de refresh de 120 Hz, ceea ce face ca totul să pară ă, destul, de, destul de fluid și destul de activ așa. Culorile sunt vii, iar contrastul este foarte bun, astfel că te vei bucura de o experiență destul de bună în utilizare. Fie că te joci, fie că te uiți la videoclipuri, ă, vei avea o experiență destul de ok. Eu am folosit telefonul în cam toate mediile, fie în birou, fie în spațiul exterior, l-am folosit o săptămână, cum v-am zis, și l-am trecut prin toate modurile de a-l folosi. Cu privire la performanță și ă, stocare, spre exemplu, acest Mi Flip pe care l am eu vine cu un procesor Snapdragon 8 Plus, generația 3-a, ceea ce îl face compatibil și cu AI-ul de la Google nu l-am folosit sincer acel AI, dar am văzut că tot uh, dă Google notificări că îl pot folosi și este unul printre cele mai noi de pe piață ca și de acest uh, procesor. Un procesor destul de, destul de uh, hotărât așa în ceea ce are de făcut, are aici și meniul de servicii de AI. Și nu am avut niciun fel de probleme cu el, s-a descurcat destul de bine. Oricum, de câțiva ani, performanțele telefonelor sunt destul de, destul de bune, mai ales ce am avut eu până acum, s-au mișcat destul de bine. Are 12 GB de RAM și cu extensia de 6 GB pe care Xiaomi o oferă prin sistemul de operare, plus 512 GB de stocare, ceea ce zic eu că este mai mult decât suficient, nu cred că nu cred să ai nevoie de mai mult de atât, eu personal nu am ce să fac cu mai mult de atât. Cam, cam asta este uh, utilizarea mea după o săptămână în care am și filmat, am și făcut poze, adică nu am ce să, ce să, zic mai mult de atât. Astea sunt uh, specificațiile procesorului, vorbim despre, cum am zis, despre un Snapdragon 8, generația 3-a, un octa acord de 3.3, la baterie, cred că asta este un aspect care interesează toată lumea. După cum bine știți, la modelele pliabile, bateria poate fi o provocare pentru că modul de adăpostire al bateriei e unul destul de complicat din punct de vedere al designului pe care îl adoptă un telefon pliabil și treaba asta poate fi o provocare. Acum despre modelul ăsta, știm că avem o baterie cu o capacitate de 4780 mAh care la prima vedere pare destul de modestă, dar se descurcă destul de bine datorită optimizării procesorului care este foarte eficient energetic, dar și al modului de utilizare al telefonului, având un display extern, nu mai ești atât de doritor să-l deschizi tot timpul sau să deschizi display-ul precum la un telefon clasic și treaba asta contează destul de bine. În utilizarea mea am reușit să trec de o zi întreagă fără probleme, iar dacă ești un utilizator moderat, poate ține și, nu știu, o zi jumate. Mai mult, Xiaomi Mix Flip vine și cu o încărcare rapidă de 67 de W, Ceea ce înseamnă că poți încărca telefonul destul de repede, astfel încât să poți să revii la treabă fără prea mult timp pierdut. Și, da, un aspect foarte important vine și cu încărcător în pachet, pentru că majoritatea modelelor de telefoane mai noi acum nu mai vin din model al sustenabilității, nu mai vin cu încărcătoare. Un aspect important la modelul ăsta pe care ar trebui să-l discutăm, ar fi cu privire la aceste camere. Și vorbim despre uh, un uh, device care stă foarte bine în acest capitol. Camera principală are 50 de megapixeli, ceea ce garantează detalii și culori vibrante. Am făcut câteva fotografii în diverse condiții de iluminare, iar rezultatele sunt impresionante, mai ales pentru un telefon flip. Pentru uh, zoom, avem o cameră telefoto cu un zoom optic de 2x. Nu e foarte puternică, dar își poate face treaba uh, pentru fotografii detaliate la distanță medie. Pe partea frontală, în schimb, avem o cameră de 32MP, de megapixeli, uh, care face selfie-uri excelente și funcționează bine chiar și în condiții de luminositate scăzută. Display-ul extern permite să folosești și camera principală pentru selfie-uri de calitate mai bună, ceea ce este un plus față de alte telefoane. Pe frontală poți filma până la 4K, uh, 60 de 60fps-uri, E, și acum nu știu care e treaba cu FPS-urile astea, cât de reale sunt măsurate, dar asta e o chestie diferită de la multe modele am văzut treaba asta și diferă. Un avantaj ar fi că modul selfie video îți oferă și opțiunea de teleprompter care te poate ajuta dacă vrei să creezi conținut când ești în mișcare. Experiența mea de utilizare, dincolo de specificații, cu privire la acest mix flip, E un telefon care mi-a făcut plăcere să-l să folosesc. display extern m-a atras foarte tare și nu știu, e o chestie destul de utilă, practică, o văd eu, mai ales dacă vrei să te și ajut să filmezi cu el sau să îl pui pe modul să stea, nu mai ai nevoie de trepied. Și îți oferă acces rapid la notificări, widgeturi, muzică, muzica n-am folosit-o, chiar și camerele nu trebuie să deschizi telefonul de fiecare dată. De asemenea, sistemul de operare adaptat pentru acest model funcționează bine și adaugă câteva funcții utile specifice acestui format de design tip flip. Concluzia mea despre Xiaomi Mix Flip este că avem un telefon, un smartphone pe care îl recomand celor care vor un design diferit. Dacă vreți un design diferit, elegant și compact totodată, dar care să includă și specificații moderne și performanță, acesta poate fi un model pe care să îl luați în calcul. Nu e poate pentru cei care caută cel mai performant model de pe piață, acolo vă puteți uita către gama Pro, dar pentru utilizatorii care apreciază un telefon compact, practic și cu un format de flip, Mix Flip, poate fi o opțiune, o alegere excelentă. Stau și eu și mă gândesc acum dacă să -mi schimb Xiaomi 14 și să trec la asta, încă mă gândesc. Mie personal mi-aduce aminte de perioadele anii când foloseam telefoane cu clapetă și un mix între nostalgia telefonelor flip și tehnologia modernă, pentru că ai camerele astea care sunt super bune. Asta a fost experiența mea cu Xiaomi Mix Flip. Dacă aveți întrebări sau vreți să știți mai multe despre acest telefon, Lăsați-mi un comentariu și eu vă voi răspunde cu plăcere. Cu toate astea, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult și în felul ăsta poate reușim să ne vedem și cu alte modele pe care să le testez pentru voi, să le folosesc astfel încât să scot în evidență cele mai naturale și cele mai simple nu știu, detalii din percepția mea și din modul de utilizare cu cât un device. Dar mă ajută foarte mult să apăsați butonul de subscribe. Până data viitoare, eu vă zic spor la treabă.